perioada de înscriere la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională ar fi trebuit să se încheie vineri pe 9 iunie. Însă, din cauza grevei, ministrul educației a decis ca această perioadă să fie prelungită până pe 13 iunie. Din acest motiv, probele de competențe vor fi decalate cu 2 zile, ceea ce înseamnă că acestea nu vor mai începe pe 12 iunie, cum ar fi trebuit. În acest context, probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se vor susține în perioada 14-23 iunie. În ceea ce privește probele scrise pentru ambele examene naționale, da? Bacalaureatul și evaluarea națională, nu se impune în acest moment modificarea calendarului. Un ordin de ministru prevede și prelungirea perioadei de încheiere a situației școlare. Profesorii vor putea încheia mediile elevilor claselor a 8-a, a 12-a și a 13-a, tot până pe 13 iunie. În primul rând, încheierea situației școlare în cazuri excepționale, cum este cel de față, cu minimum 2 note sau calificative de către profesorii care predau acele discipline. Am simțit nevoia să simplificăm procedurile firești, normale, prin care acest lucru se întâmplă. Din nou, asta nu înseamnă că situația școlară pe fiecare disciplină nu se încheie de către profesorul care are în dreptul său această obligație. În ceea ce privește celelalte clase, nu se impun în acest moment modificări în ceea ce privește desfășurarea activităților de final de an școlar.